e un fel de... adică suntem undeva într-o zonă, dacă părțim la numărul de zile, suntem la o zonă apreciabilă de testare. Adică nici nu vrem să ducem într-o zonă de abuz, să testăm mai mult decât necesar, să întâmplăm niște... Pentru că și kiturile sunt destul de scumpe. La un moment dat au fost, știți că am popularizat faptul că testăm și la CRL, contra cost, și lumea asta a arătat puțin nedumerită. Lumea n-a înțeles un lucru. Testăm pe cel care nu are simptome, nu este în urgență, ci poate vrea el să vadă sau nu. Atunci, e un serviciu care se plătește. Dar nu se înțelege faptul că avem un om bolnav în urgență și merge și să testeze. Nu, atunci intră și îl testăm pe baza procedurilor existente. Dar, cum am spus, vrem să ne civilizăm, dar parcă nu prea avem. Eu încerc să reglementez tot, astfel încât să nu mai ajungem într-o zonă interpretabilă. Că mă duc să testez că fac sau nu fac, am un prieten sau nu am un prieten. Nu, testăm, vreau să mă testez că vreau, mă duc și plătesc. Am nevoie să mă testez, mă duc conform reglementului și mă testez prin UPU, prin tot ceea ce înseamnă gratuit, pe baza asigurării de sănătate. Revenim un pic la incendii. Personalul în momentul de față este instruit să intervină într-o astfel de situație dacă au fost făcute exerciții. Și a spus un pic mai devreme că patul este mai lat decât ușa de la atingere. Okay. Doamne ferește, în situația unui incendiu, cum scoateți o persoană intubată? Pentru că nu aveți decât cu la momentul ăsta am că am adus niște cu brancarde, cu asta, adică e o situație improvizată. Aici ne-am aflat la începutul pandemiei. Deja ușile le-am comandat, cred că trebuie să într-o câteva zile trebuie să vină. Și încercăm să ne apucăm. Vedem în legătura cu DSP-ul, vedem care sunt condițiile, încercăm să găsim soluții. Câte paturi aveți că se ție ATI? 25 de paturi. Și câte v-ar mai trebui? Că bănuiesc că sunt puține. E greu de spus la momentul ăsta, pentru că degeaba ai 100 de paturi dacă ai un medic. Trebuie că este în echilibru. Pe de altă parte, poți să ai 400 de paturi într-un spital, dar ai ce face cu ele? Ele se fac în baza unor indicatori. Adică mergi pe un istoric, mergi... Noi nu suntem un spital dedicat acestui. Noi suntem un spital de urgență care tratăm urgența și să mergi pe un istoric. Ne-a perturbat activitatea la momentul ăsta, pentru că sunt zone în care n-am mai putut să încadrăm pentru că am închis anumite secții. Am văzut tot felul de articole. Se închide secția. Da, se închide. De ce se închide secția de oncologie? Pentru că bolnavii, patologia respectivă, sunt cei cu un sistem imunitar foarte scăzut. Vreți să-i îmbolnăvim, să-i omorâm? Nu. Hai să luăm niște... Adică, v-am spus, este foarte ușor. Sănătatea este care vine de la momentul ăsta. Dar este foarte important când facem afirmații, să facem cu afirmații cu ideea de a schimba ceva. Dacă vreți să căutăm, căutăm în orice senzațional și nu e cazul cel față. Zic în general, ca și speță. Eu prefer să identificăm o problemă reală, să identificăm cu toții, o așezăm și o rezolvăm. Nu, în rest, nu avem atunci nu decât o pierdere de timp. Spitalele sunt foarte... N-am răspuns la toată întrebarea. Personalul este instruit la momentul ăsta, se va mai face, vom face instruiri constante și în perioada următoare o să facem ceva inedit, de fapt mâine, un exercițiu, o simulare de incendiu, pe care le vom face, la început le facem anunțate și la un moment dat vom face simulare de incendiu, luăm neanunțat. Să vedem cum se comportă lumea. Ce fluxuri. Vreau să creăm niște automatisme. Lumea să știe unde este extintorul, ce ar trebui să facă în situația X, Y, Z. Chestii care au loc în toate țările civilizate. La noi nu. Păi omule, asta te-ai găsit să faci exercițiul ăsta. Ca pe vapor. Uite că se întâmplă. Vedem la școli, în străinătate, peste tot, toți știm de ce. Se iau de mânuță și ies de ce, pentru că așa au făcut 100 de ori. La noi, atunci căutăm soluții. Păi unde o fi stingătorul? Unde o fi? Ia vezi, e băgat priza. Nici nu. Hai să reglementăm. Da, or să fie câțiva care or să fie de acord, dar în esență, bine social, cred că e mult mai mare decât deranjul unora. O să facem treaba asta. Spitalele sunt vechi, iar odată cu pandemia s-a dus în discuție reconfigurarea lor și crearea unor trasee. Este posibil să faceți acest lucru, să creați niște trasee speciale pentru COVID într-un spital cu o asemenea configurație? Configurația... Da, ideea este că răspunsul corect
la întrebarea pe care a spus-o, este posibil. Că se poate, întotdeauna. Că nu se poate. Întrebarea la dată, sunt secții pe care am putut să facem, secții pe care n-am putut să facem. Dacă ar fi să proiectăm, cum ar trebui să fie un sistem așa, clar că n-am proiectat un spital vechi. Am proiectat un sistem cu intrări și ieșiri separate, cu tot. N-ai cum să tragi o linie, să zici COVID-ul nou trece sau aici trece. Nu neapărat pentru pandemia asta. Pentru pandemia viitoare. Că ceea ce se întâmplă acum, cred că ar trebui să ne dea foarte mult de gândit pentru cum va reacționa societatea în timp. Nu neapărat acum. Eu tocmai de asta am discutat și s-ar putea să vedem, de una din posibilități pe care o luăm în calcul, să creăm o zonă de biohazard. Adică cumva o, în zona unei pandemii care poate să apară sau nu, să creăm un flux într-o unitate externă la spital, astfel încât acolo să se gestioneze de la început. Că pe urmă se extinde sau nu, nu de triaj, o zonă care se închide. Adică să facem una dintre clădiri, să o facem doar pentru asta. Un gen, cum sunt bolile infecțioase, dar mult mai performant. Cu ATI, tot, cu tot, cu oxigen, cu tot. Vedem că implică foarte multe costuri. Nu știm dacă putem face tehnic. Nu știm dacă va fi util, dacă nu ai pandemie. Sunt... Dar ceva trebuie făcut la un moment dat. Bolile infecțioase o demolat sau o reabilitați? Ambele posibilități sunt luate în discuție la momentul ăsta. Încă nu este clar. Ideea este că acolo va trebui să facem toată zona să îndeplinească niște standarde care aceasta va presupune chiar demolarea unor dintre pereții despărțitori. Va trebui să facem o expertiză, să vedem. E o discuție pe care am inițiat-o deja. Sunt mai multe discuțiile inițiate pe ceea ce vrem să dărâmăm sau nu. O să solicităm niște expertize și vedem ce se întâmplă ulterior. Dacă expertiza ne spune că nu, demolăm și încercăm să vedem cum recalibrăm tot. Prin investiții vă referiți la echipamente sau reabilitare? Și la reabilitare și la echipamente, dacă puteți să ne spuneți. Echipamentele, deja pot să spun că la momentul ăsta nu suntem într-o zonă de deficiență majoră. Sunt zone care țin de noile specialități pe care le aducem și unde mai avem nevoie să cumpărăm diferite la solicitările medicilor. De exemplu, au venit medicilorile, ne trebuie un scaun D, ne trebuie un echipament D. Am trecut pe unele le-am cumpărat, altele am trecut pe niște liste de, o listă de investiții care, dacă doriți, vă putem pune la dispoziție ulterior, pentru că sunt niște chestii tehnice. În ceea ce privește cealaltă parte a priorităților, eu cred și aceasta se poate face foarte ușor, schimbăm fața acestor incinte, în primul rând, pe care mergeți de an de zile și nu se schimbă nimic. Vreți să aducem civilizat, tot să fie, să ai impresia că ești într-un spital din 2021, pe oriunde merge prin spital. Avem o problemă cu corpul acesta în care ne aflăm, FCH, pentru că el are, conform unor expertize uristeismic, vom face o nouă expertiză, să vedem într-adevăr unde ne aflăm, ce trebuie, că rămân câteva etaje, nu rămân. Și pe urmă vom începe următorul pas imediat, dacă avem, după ce vom avea rezultatul, vom începe reabilitarea lui într-o formă sau alta, în funcție de ce ne spune expertiza. Dar asta e o discuție tot așa, ca proiecție. Pentru că ca prioritate este și proiectul pe fonduri europene, care va urmea să fie semnat în perioada următoare, reabilitarea termică ABCD. Acolo va fi nu prea mai văzut prin zonă cum va arăta spitalul în forma finală, adică nu am văzut alte spitale care să arată așa cum va arăta. Deci acolo se va schimba. Da? Vom încerca să facem o parcare pentru care medicale în spate aici, deja o proiecție. Și, desigur, construcția asta care va fi independentă de funcționarea noastră. Acum există multe variabile în tot ceea ce v-am spus. Începând de la finanțare, începând de la buget, începând de la valul 3 de gripă pe care îl așteptăm, de COVID pe care îl așteptăm. Sunt multe lucruri de făcut. Dacă mă întrebați, sunt foarte multe lucruri de făcut, dar totul depinde de niște factori pe care nu întotdeauna ai control. Capela mai funcționează? Aveți preot încadrat? Da. Putem merge să vizităm, dar vă pot invita pe dumneavoastră dacă vreți să mergeți. Duminica unii preferă acolo să meargă. Am înțeles. Avem un preot angajat și funcționează.
Dacă nu mai aveți întrebări, aș prefera să mergem pe teren. Pe teren e mai bine. E angajat al spitalului sau e... E angajat al spitalului. Deci a fost la spital. Da. Așa a fost. Dar e șefii în altă parte. Fiecare dintre noi are în altă parte. Important să nu fie folosit. Da, fiecare cu... V-aș invita să mergem să ne uităm puțin, să vă explic două, trei vorbe ce am făcut.